Vă poftim la o călătorie în timp cu 170 de ani în urmă, în ziua de 31 decembrie 1852, când în București, pe actuala Calea Victoriei, răsuna cel dintâi gong al Teatrului cel Mare. De la ora 7, toată sala era plină, spectacolul început la 7:30. Era un vodevil franțuzesc, care în varianta românească se numea Zoe sau un amor românesc. Cel dintâi director al Teatrului cel Mare a fost pentru două stagiuni Costache Caragiale, nimeni altul decât unchiul marelui dramaturg care, la rândul lui, încununează azi cu numele său Teatrul Național din București. În Muzeul Teatrului Național vor fi expuse anul viitor primele 38 de obiecte. Muzeul Teatrului Național cuprinde obiecte ale actorilor, artefacte, afișe vechi ale spectacolelor. Actuala clădire a Teatrului Național a fost inaugurată în 1973, dar între 2011 și 2015 a trecut printr-o amplă reconfigurare. În perioada șantierului a demarat un alt proiect ambițios, cel al tururilor ghidate prin toate sălile de spectacole ale teatrului. Noi spunem că e turul clădirii, dar în același timp e un tur despre oamenii care fac clădirea să trăiască. Teatrul Național organizează tururi gratuite în 30 și 31 decembrie și va oferi surprize pentru vizitatori. Venim cu cadouri pentru spectatorii noștri și vrem să marcăm simbolic această aniversare, oferindu-le celor care vor veni la teatru o microexpoziție cu niște obiecte foarte rare pe care le deține muzeul nostru, Muzeul Teatrului Național, salvate din ruinele teatrului bombardat în 1945. În ziua de 30 jucăm la toate sălile, sunt 4 spectacole care sunt pe afișul nostru. Teatrul Național merge la braț și cu noile forme de comunicare. În acest an și-a inaugurat propriul podcast cultural.